Mă numesc Buzdrucă Vigiu Ioan și sunt reprezentatul în partea instituției prefectului, Județul Bacău, și am venit la dumneavoastră să oficiem ceremonia de investire a primarului și a consilierilor locali. Domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri locali, domnule secretar general, stimați invitați, prin ordinul prefectului județului Bacău numărul 358 din 21.10.2020 a fost convocată ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local a Primăriei Hărgești pentru data 26.10.2020, ora 11. Întrucât numărul de 15 consilieri stabiliți prin ordinul prefectului județului Bacău numărul 225 din practice a 7.2020 au fost validate un număr de 12 consilieri, sunt astfel întrunite condiții legale pentru convocarea desfășurarea privind ședința de ceremonie de constituire a Consiliului Local. Din numărul total de 12 consilieri, ale căror mandate au fost validate de către judecătoria Bacău, sunt prezenți un număr de 10 consilieri, aceștia prezentează un număr de 2 consilieri, probleme medicale. La ședința legal constituită participă primarul, al căror alegere a fost validată doamna Temea Lumnița. A cărui procedură de validare a mandatului a fost finalizată în Camera de Consiliu al Judecătoriei Bacău. De asemenea, la lucrurile acestei ședințe participă un număr de 10 consilieri și 12 invitați. Scopul ședinței este constituirea Consiliului Local și depunerea jurământului de către primarul ales în data de 27.09.2020. În conformitate cu prevederea articolului 116 alineatul 4 din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, lucrările ședinței privind ceremonia de constituire sunt conduse cel mai în vârstă consilier local, al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali, ale căror mandate au fost validate, din datele puse la dispoziție, rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul Costică Mitică, născut pe 2.10.1949, urmat de doamna Sabin Simona, născută pe 25.09.1974 și domnul Lilă Eugea, născut pe 20 mai 1989. Dau cuvântul domnului Costică Mitic. Da. Mulțumesc pentru încrederea acordată și împreună cu cei doi consilieri cei mai tineri dintre noi, prezenți în sală, vă asigur că vom face tot posibilul ca lucrările ședinței de constituire a Consiliului Local să desfășoare în conformitate cu prevederile legii în vigoare, adică a codului administrativ. Ordinea de zi a ședinței este depunerea jurământului de către consilierii locali declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de judecătoria Bacău, în scopul constituirii Consiliului Local al Comunei Hărgești. Și punctul 2, depunerea jurământului de către primarul ales al Comunei Hărgești. În loc de domnul secretar general, se prezinte încheierea de ședință prin care mandatele consilierilor declarați aleși în data de 27 septembrie au fost validate de către judecătoria Bacău. Domnul secretar general. Prin încheierea dată ședință publică, în data de 16 octombrie 2020, de către judecătoria Bacău, în dosarul 11.739/180/2020, la cererea secretarului general al Comunei Hărgești, au fost validate un număr de 12 mandate ale consilierilor locale. Am să vă citesc doar dispozitivul. Judecătoria Bacău validează mandatele următorilor consilieri locali aleși pentru Consiliul Local al Comunii Hărgești. Căliman Maricel, candidat pe lista PSD, Partidului Social Democrat. Butnaru Costel, candidat pe lista Partidului Social Democrat. Budău Anton, candidat pe lista Partidului Social Democrat. Costică Mitică, candidat pe lista Partidului Social Democrat. Lilă Eugen, candidat pe lista Partidului Social Democrat. Săvoi Florin, candidat pe lista Partidului Social Democrat. Sabin Simona, candidat pe lista Partidului Social Democrat. Munteanu Constantin, candidat pe lista Partidului Social Democrat. Dudulică Gheorghe, candidat pe lista Partidului Social Democrat. Dămoc Claudiu Cristinel Claudiu, candidat pe lista Partidului Uniunea Salvați România. Nunuț Simona Elena, candidat pe lista Partidului Salvați România.
Bob Constantin, candidat pe lista Partidului Social Democrat. De asemenea, Național Liberal, mă scuzați, domnul. Nu a fost intenționat. De asemenea, invalidează mandatul doamnei Temea Luminița Adriana și Popa Maricica din funcția de consilier local ca urmare a renunțării acestora la mandat. Invalidează mandatul domnului Șoroabă Gheorghe ca urmare a neîndeplinirii condițiilor prevăzute de articolul 114 alineatul 2 din codul administrativ. Prezenta încheierii se comunică de îndată prefectului secretarul general al Comunii Horgești, aceasta din urmă având obligația comunicării conform 114 alineatul 5. Da, mulțumim, domnule secretar, pentru prezentarea încheierii transmis de către judecătoria Bacău. Și urmează să trecem la procedura de depunere a jurământului de către fiecare consilier în parte. La depunerea jurământului se va da citire în ordine alfabetică. Fiecare consilier care își aude numele se prezintă la pupitru, primește două formulare de jurământ, citește jurământul, care sună cam așa, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și pricerile mea pentru binele locuitorilor Comunei Horgești, județul Bacău, încheiat cu formula religioasă, așa să-mi ajute Dumnezeu, care nu este obligatorie pentru toți, care nu vor să o prezinte, nu vor, dar textul jurământului trebuie să-l citească toți. Se semnează cele două exemplare de către... Se semnează cele două exemplare. Un exemplar îl primește consilierul care a depus jurământul și unul rămâne la dosarul de ședință. Deci se prezinte buletinul când vine fiecare față să depune? Nu scrie lege, deci dacă cineva vrea să dacă ne-a spus să avem buletinul, dar noi ne cunoaștem, cred că nu vine altul să depună pentru dacă nu fie cazul, așa. Acum, procedura este ca atunci când eu am să, cred că ar fi bine să stau lângă, pe scaunul acolo, ca să stau lângă fiecare. Așa scut jurământul, da. Puțin? Păi n-am scos prin toate, am trebuit fix. Fiecare semnează. Și oferul pe fiecare consilier să vină să depună jurământul în ordine în care vor fi strigați. Să începem procedura. Deci, domnul consilier Boboc Constantin. Subsemnatul Boboc Constantin, în calitate de consilier local, declarat ales la legile locale, și a avut loc în data de 27 septembrie 2020, având în vedere prevederea articolului 117 din ordonanță de urgență, numărul 57/2019 și raportat la prevederile încheierii din ședința din data de 16/10/2020, data de către judecătoria Bacău, dosarul 11739-180-2020, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea. Pentru binele locuitorilor Comunei Horgești, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa este domnul Budău Anton. Domnul Budău Anton. Subsemnatul Budău Anton, în calitate de consilier local declarat ales la alegerile locale ce au avut loc în data de 27 septembrie 2020, având în vedere prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019 și raportat la prevederile încheierii de ședință din data de 16/10/2020, dată de către judecătoria Bacău în dosarul 11739/180 din 2020, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunii Horgești, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnatul Budnaru Costel, în calitate de consilier local declarat ales la alegerile locale ce au avut loc în data de 27 septembrie 2020, având în vedere prevederile articolului 117 din
ordonanța de urgență numărul 57-2019 și raportat la prevederile încheierii de ședința din data de 16-10-2020, data de către judecătoria Bacău, în dosarul 11739/80/2020, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Horgești, județul Bacău. Așa să îmi ajute Dumnezeu. Semnatul Călimanu Arcel, în calitate de consilier local declarat ales la alegerile locale ce au avut loc în data de 27 septembrie 2020, având în vedere prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019 și raportat la prevederile încheierii de ședința din data de 16-10-2020, dată de către judecătoria Bacău, în dosarul numărul 11739/180/2020, depun în fața Comisiei Locale următorul rământ. Îți rog să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Horgești, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Sunt semnatul Costică Mitică, în calitate de consilier local declarat ales la alegerile locale ce au avut loc în data de 27 septembrie 2020, având în vedere prevederile articolului 117/2019 și raportat la prevederile încheierii de ședință din data de 16-10-2020, dată de către judecătoria Bacău, în dosarul 11739/180/2020, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Horgești, județul Bacău. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnul Dămoc este absent din motive medicale. Subsemnatul Dudulică Gheorghe, în calitate de consilier local, declarat ales la alegerile ce a avut loc la data de 27 septembrie 2020, având în vedere prevederile articolului 117 din ONG numărul 57/2019 și raportată la prevederile încheierii ședinței din data de 16-10-2020, dată de către judecătoria Bacău, în dosarul 11-739/180 din 2020. Depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putință, în pricepere și priceperea mea, pentru binele locuitorilor din Comuna Horgești, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnatul Lilă Eugen, în calitate de consilier local declarat ales la alegerile locale ce au avut loc în data de 27 septembrie 2020, având în vedere prevederile articolul 117 din Ordonanța de Urgență numărul 57-2019 și raport la prevederile încheierii de ședință din data de 16-10-2020, dată de către judecătoria Bacău în dosarul 11739/180/2020, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru bine locuitorii Comunei Horgești, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Munteanu Constantin.
Subsemnatul Munteanu Constantin, în calitate de consilier local declarat ales la alegerile locale ce au avut loc în data de 27 septembrie 2020, având în vedere prevederea articolului 117 din OEG, numărul 57 din 2019, raportat la prevederile încheierii de ședință din data de 16.10.2020, data de care judecătoria Bacău în dosarul 11.0739/180/2020 depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea. Pentru bine locuitorul Comunei Horjești, județul Bacău. Așa să ne ajute Dumnezeu. Subsemnata Save Simona, în calitate de consilier local, declarat ales la alegerile locale ce au avut loc în data de 27 septembrie 2020, având în vedere prevederile articolului 117 din ONG, numărul 57/2019 și raportat la prevederile încheierii de ședință din data de 16.10.2020, data la care dată de către judecătoria Bacău în dosarul 11.739/180/2020, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Horjești, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnatul Săvoi Florin, în calitate de consilier local, declar ales alegerilor locale ce au avut loc în data de 27 septembrie 2020, având în vedere prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului, numărul 57/2019, și raportată la prevederile încheierii și ședința din data de 16.10.2020, dat către judecătoria Bacău, dosarul 11.739/180/2020, pentru a fi în fața Consiliului Local următoare jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele localității Comunii Horjești, județul Bacău, așa să-mi ajute Dumnezeu. Având în vedere faptul că 10 din 15 consiliere au depus astăzi jurământul, declar constituit legal, constituit Consiliul Local Horjești și ce urmează acum partea a doua. Trecem la punctul 2. Trecem la punctul 2 al ordinei de zi, depunerea jurământului. Da. Trecem la punctul 2 al ordinei de zi, depunerea jurământului de către primarul ales al Comunei Horjești. Domnul secretar, citiți încheierea sau? Citim încheierea. Citiți încheierea de ședință prin care a fost validat mandatul. Prin încheierea numărul 11.648/180/2020, dată de către judecătoria Bacău, în încheierea din 12 octombrie 2020, dată în dosarul 11.684/2020, judecătoria Bacău dispune. Admite propunerea biroului electoral de circumscripție numărul 42, Comuna Horjești. Validează alegerea doamnei Temea Luminița Adriana în funcția de primar al Comunei Horjești, județul Bacău. Prezenta încheiere se comunică prefectului județului Bacău, secretarul general al unității administrative teritoriale, acesta din urmă având obligația de a duce la cunoștință publică prin afișarea încheierii la sediul unității administrative teritoriale, lucru care s-a întâmplat de acum. Prezenta hotărârii este executorii. Având în vedere prevederile încheiere de ședință a judecătoriei Bacău, citesc de domnul secretar general al Comunei Horjești, invit pe doamna Temea Luminița, primarul ales al Comunei Horjești, pentru a depune jurământul de credință și de votament de Constituția.
Constituția României. Subsemnata Temea Luminița Adriana, în calitate de privat declarat ales la alegerile locale ce au avut loc în data de 27 septembrie 2020, având în vedere prevederile articolului 150 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019 și raportat la prevederile încheierii de ședințe din data de 12/10/2020, dată de către Judecătoria Bacău în dosarul 11.684/180/2020, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Horgeș, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Acum, rog pe domnul reprezentant al instituției prefectului să înmâneze doamne Temea eșarfa tricoloră care este simbolul pe care o va purta la ceremonii și când oficiază actul de stare civilă. Da. Da, domnule. Două cuvinte spun, nu prea mult, așa atmosfera este încărcată, s-au văzut și emoțiile noastre ale tuturor. Fără să am o ordine, în primul rând eu vreau să-i mulțumesc domnului secretar pentru efortul depus de a veni astăzi să participe la această ședință. Din motive personale, mai greu să ajungă și îi mulțumesc în mod deosebit. Îi mulțumesc domnului fost primar și coleg de serviciu, că a dorit să fie în această zi alături de noi toți. Mâine. Mulțumesc domnului reprezentant la prefectură. Cred că a venit cu plăcere, cu toate că a venit, că a fost trimis. Nu? Și tuturor consilierilor și colegilor de serviciu. Colegilor de serviciu, consilierii ne-am trimis o dată, până colegilor de serviciu cu atât mai mult că o să ne întâlnim zi de zi. Și consilierilor vreau să le spun atât. Nu contează din ce partid am fost aleși consilieri. Așa cum doi vecini au ales unul pe cineva și unul pe cineva și ei se înțeleg și lucrează împreună câmpul, așa și noi, consilierii, nu contează de la ce partid suntem, noi trebuie în ședințele de Consiliu Local să fim și să gândim pentru binele cetățenilor. Mulțumesc pentru susținere și sper acea susținere să am pe în următorul mandat de 4 ani. Mulțumesc încă o dată. Vă rugăm să luați loc un pic, încă nu s-a terminat. Nu avem un punct 3 la ordine de zi, dar totuși după ce am aplaudat cuvântul doamnei primar și i-am urat succes în activitate. Mi-a spus că a venit cu plăcere, deci. Îl rog pe domnul secretar general să prezinte câteva prevederi legale privind unele obligații ce revin sau care trebuie cunoscute de către toți aleșii locali și de ce nu și de alți funcționari publici. Eu am să sintetizez două, trei lucruri. Mi-am angajamentul ca fiecare consilier local și doamna primar să primească un extras din lege complet cu toate obligațiile care revin pentru a putea studia. La cunoștință doamnei primar, doamnelor și domnilor consilieri locali, următoarele reglementări referitoare la obligațiilor consilierilor locali cu privire la depunerea declarației de averi și a declarației de interese în conformitate cu OUG 57/2019. Articolul 229 spune așa. Aleșii locali au obligația să întocmească, să depună și să actualizeze declarațiile de averi și declarațiile de interese în conformitate cu prevederile legii 176/2010 cu modificările și completările ulterioare. Articolul 4 al legii mai sus invocate stabilește declarațiile de averi și declarații de interese se depun în termen de 30 de zile de la data numirii sau alegerii în funcție ori la data începerii activității. Deci în 30 de zile de la această dată dumneavoastră aveți obligația să îmi depuneți
consiliere care au fost care au depus jurământul să îmi depună declarațiile de avere și de interese. Puteți să veniți la mine, eu vă dau modelul, putem chiar să discutăm unde nu știți, dar declarația este a dumneavoastră, da? Pot să vă ajut să o completați, dar ceea ce scrieți este răspunderea dumneavoastră, da? Da. Persoanele prevăzute de prezenta lege au obligație să depună și să actualizeze declarațiile de averi și declarațiile de interese anual cel mai târziu la data de 15 iunie. Adică după ce mi-ați depus această declarație, anul viitor cel târziu la 15 iunie, și acum vorbesc și pentru consilierii care au mai avut un mandat, trebuie să depuneți acele declarații de avere ca pentru a fi trimise la... pentru a fi trimise, da? Declarații de avere și declarații de interese se depun după cum urmează. De către consilierii județeni, consilierii locali, primari și președintele Consiliului Județean, la persoana desemnată de secretarul general al unității, persoana desemnată sunt eu. Referitor la conflictul de interese, după cum am spus, am să dau fiecărui consilier local un extras din legea care reglementează conflictul de interese și incompatibilitățile. Și dacă sunt neclarități, le discutăm atunci punctual. Nu are rost acum să dăm citire tot legii în întregime. Vă mulțumesc. Cu toate că îl cunoaștem la mea, totuși vreau să spun că a dorit să participe alături de noi la această ședință. A fost oarecare întârziere din cauza drumului și numai drumului. Domnul deputat actual și viitor deputat, sperăm, Florin Ionel. Da, sigur. Da, domnul deputat. Îl rugăm pe domnul deputat, poate că vrea să ne spună câteva cuvinte, pentru că noi, domnul deputat, am încheiat ședința. Adică procedura de depunere s-a declarat legal constituit Consiliul Local. Este primar cu drepturi și cu obligații de pline. Și dacă dumneavoastră doriți să... Eu personal mi-a să n-ați fost. Vă mulțumesc pentru ajutorul pe care l-am avut din partea noastră în tot ceea ce mi-am dorit și am găsit întotdeauna la dumneavoastră ușa deschisă și înțelegere. S-a văzut, am reușit drumul județean și știu sigur că o să reușim multe alte obiective. Da, venind încoace, mă uitam să lucrează și la școli. Sperăm ca în continuare proiectele pe care le-am început în comuna dumneavoastră să le ducem la bun sfârșit. Dar înainte de toate astea, dacă tot m-ați provocat, vreau să vă felicit pe toți pentru ce ați întreprins în comuna dumneavoastră, faptul că sunteți astăzi consilier și faceți parte din organul legislativ al comunei. Aveți o misiune importantă în următorii 4 ani, să dezvoltăm împreună comuna, să o felicit pe doamna primar, aveți o primăriță, un primar cu spirit de inițiativă, bătăioasă, un primar care cu siguranță va dezvolta în continuare comuna. Îi promit lui Luminița, că îmi place să-i spun Luminița, că o să fim alături de ea, așa cum am demonstrat de-a lungul timpului, alături de dumneavoastră, de comunitatea locală, de așa manieră încât nivelul de trai al acestei localități, acestei comune, să crească în continuare, să aducem tinerii la școală, să se reîntoarcă tinerii din Occident acasă, beneficiind de o infrastructură corectă, civilizată, de așa manieră încât să dezvoltăm comunitatea locală, să o aducem la un standard de viață așa cum își dorește fiecare dintre noi. Eu vă doresc succes în mandatul următor, să fiți sănătoși, să trecem cu bine această perioadă de pandemie, de necaz din perspectivă sanitară. Aveți grijă de dumneavoastră, aveți grijă de familie dumneavoastră, luați în serios această pandemie, nu mai ironizați, nu luați peste picior, nu intrați în teoriile conspiraționiste pe care unii, aproape zi de zi, le propagă în diverse medii, online sau pe televiziuni. Eu am întâlnit, am prieteni în jurul meu care au stat în ATI, care au avut probleme, chiar dacă au o vârstă. Eu vă spun Vali Palea, administratorul județului. Nu, domnul primar a fost în administrație și... N-am văzut ATI, dar... Da, are 44 de ani, au avut probleme... Și chiar mai avem un actual și viitor... De-aia vă recomand să tratați cu responsabilitate aceste momente delicate din perspectivă sanitară a României și să transmiteți mai departe mesajul ăsta. Protejându-vă pe dumneavoastră, protejați copiii dumneavoastră, protejați prietenii dumneavoastră, rudele dumneavoastră, apropiații cei iubiți și pe cei care nu iubiți. Vă doresc succes! Mulțumim. Mulțumim.
Mulțumim domnului deputat. Mulțumim și pentru faptul că s-a ținut de cuvânt Consiliul Județean și a ajutat lucrările care s-au făcut. Și sperăm că în continuare vom avea sprijin la Consiliul Județean privind rezolvarea unor probleme care sunt absolut necesare Comuna Horgești, fiind cea mai năpăstuită, aș putea să spunem, din toate comunele care au rămas cu infrastructură în urmă, din motive care nu are rost să le analizăm astăzi. Dacă nu mai sunt alte probleme, dacă cineva din sală vrea să ia cuvântul, să spună o părere, ceva, îl rog să se prezinte și să spună. Din invitați, din domnul primar, domnul primar, vrem la sfârșit să-i mulțumim pentru... Dar dacă acum vrea cuvântul, poate domnul primar vă ascultă. Haideți și noastră chiar dacă... Nu, ca să vadă, nu? Haideți să vă rugăm toată lumea. Mulțumesc pentru invitație. Am ținut așa, știți, cu problemele medicale care au fost, dar trecem pe partea asta. Am ținut și Dumnezeu a făcut în așa fel încât să fiu prezent astăzi la depunerea jurământului de către colega mea, Lumița Temea, viitorul primar al Comunii Horgești. O să încep să mulțumesc pentru onoarea de a fi primarul acestei comunități timp de 4 ani de zile, dar legea democrației spune în felul următor, minoritatea se supune majorității. Drept urmare, începând de astăzi, avem un nou primar în Comuna Horgești, un primar pe care cetățenii Comunei Horgești au dat votul de încredere. Țin să felicit în mod personal, cu toate că am mai făcut-o, dar o fac și într-un mod oficial, pe noul primar al Comunei Horgești și să-l asigur de toată colaborarea și susținerea în viitoarele proiecte pe care le va face în Comuna Horgești. Eu mă alătur aparatului propriu al primarului Comunei Horgești. Eu cred că acolo este locul meu și acolo voi da rezultatele cele mai bune în viitor. Încă o dată felicitări, succes în nou mandat, este o onoare, dar și o responsabilitate. Dar sunteți conștientă de asta, domnul primar, doamna primar, drept urmare vă felicit și vă dau din partea mea un bucătător. Mulțumesc! Și succes în mare! Mulțumesc! Mulțumesc mult! Cred că permiteți să-i mulțumim domnului primar, care a fost până în momentul de punere de jurământului de către actualul primar, primarul Comunei Horgești timp de 4 ani, să-i mulțumim pentru faptul că a luat toate proiectele care le-a găsit în lucru și le-a continuat, unele le-a dus la bun sfârșit, altele sunt în derulare, ceea ce cred că doamna primar ales le va continua și va începe și cu altele și așa mai departe. De asemenea, având în vedere că aparatul de specialitate, mare parte din personal, din aparatul de specialitate al primarului este în sală, cred că vor face front comun și domnul primar cu experiența pe care o are în administrație publică de cred că de 20 și ceva de ani, nu mai țin eu minte, cât și vor face front comun cu doamna primar pentru rezolvarea tuturor problemelor cetățenilor Comunei Horgești. Deoarece programul cu care a candidat primarul Comunei Horgești, din momentul de față, devine programul tuturor celor care lucrează în cadrul personalului de specialitate și în comun. Este programul Comunei Horgești. Asta au votat cetățenii, asta trebuie să respectăm cu toții. Dacă mai este cineva din sală care dorește să spună câteva cuvinte sau mai multe, că nu sunt număr, noi nu le numărăm. Dacă nu mai este nimeni, având în vedere că au fost epuizate punctele de la ordinea de zi, declar închise lucrările ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Horgești, urând succes tuturor celor din sală și pe viitor să ne întâlnim într-o atmosferă de lucru, fără patimă și cu bune intenții. Să facem tot ce ne stăm puteți pentru bunul
cum am jurat, pentru binele cetățenilor Comunii Hurgești. Cam atât. Atât vreau să mai spun că e de încheiere, nu vreau, pentru că e și filmată această ședință de consiliere a Consiliului Local și de punerea jurământului, să mulțumesc cetățenilor Comunei Hurgești, atât cei care m-au votat și care nu m-au votat, și celor care m-au votat trebuie să le arăt că am meritat votul lor, celor care nu m-au votat să îi fac să le pară rău. Și mă știu un om de cuvânt și de cuvânt o să fiu și o să am interesul cetățeanului înainte de toate. Cum a avut și sloganul, un om lângă oameni și pentru oameni. Asta o să fiu tot mandatul. Mulțumesc! Succes!